și din alte acte normative speciale. Ceea ce este important de spus este faptul că această structură va trebui să dea un raport anual în fața Ministrului Justiției și în fața Consiliului Superior al Magistraturii, prin care să spună exact cu ce s-a ocupat, câte cazuri a avut, ce a rezolvat. Acest raport va fi înaintat către Parlament și vom vedea cu toții cu ce se ocupă Ministerul Public și care sunt rezultatele. Îl voi lăsa în continuare pe colegul meu, senatorul George Dircă, să vă dea mai multe detalii despre această nouă structură pe care o propunem. Bună ziua, mulțumesc, Stelian. Ceea ce vă propunem noi astăzi este constituirea acestei noi direcții specializate în cadrul parchetului pe modelul structurii DICOT. De ce? Pentru că există o rată foarte mare, există o incidență foarte mare a infracțiunilor de mediu. După faptele cu trafic de droguri, trafic de persoane sau trafic de arme, pe locul 4 în lume se înregistrează infracțiuni care aduc atingere mediului înconjurător și fie că vorbim aici de poluarea apelor, poluarea solului, tăierea ilegală a pădurilor sau chiar braconajul care a dus chiar la dispariția unor specii. Este esențial să avem o astfel de structură, mai ales având în vedere și situația cu care ne confruntăm atât în București cât și în întreaga țară și vorbim aici de depozitarea ilegală a gunoaielor sau de poluarea excesivă a aerului. Avem nevoie de procurori specializați care să lucreze în echipe mixte alături de specialiști de mediu, alături de angajați ai gărzilor de mediu, alături de poliție. Sunt oameni care deja în cadrul structurilor parchetului general desfășoară astfel de anchete, însă e bine ca ei să fie grupați sub o direcție specială unde vor primi pe de o parte și ajutorul organelor internaționale și vorbim aici de Interpol sau Europol și în timp acești oameni vor deveni specialiști doar în fapte de mediu pentru a combate mai eficient aceste infracțiuni. În continuare am lucrat la această lege împreună cu colegii care fac parte din comisiile de mediu, persoane care au derulat mai multe anchete parlamentare în România și care au constatat și vă pot da dimensiunea acestor fapte care sunt deosebit de grave în accepțiunea noastră. Am să las în continuare pe colegul senator Arnel Coriban să vă povestească mai multe despre aceste situații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, George. În calitate de președinte al Comisiei pentru Mediu din Senat, vă pot spune că problemele de mediu din România sunt multe, sunt grave, sunt cronice și știm de ele nu doar din cazurile de infringement deschise de Comisia Europeană, ci mai nou le simțim cu toții, le vedem cu ochii, cu toate simțurile noastre. Știm ce s-a întâmplat cu calitatea aerului din București săptămâna trecută, de exemplu. În acest context putem vorbi despre probleme în zona forestieră, unde dispar din pădurile României 20 de milioane de metri cubi anual. Dacă ar fi să însumăm prejudiciu, am depășit cifra de 1 miliard de euro. Vorbim despre problemele pe calitatea aerului, unde mor, din păcate, 25.000 de români anual din cauza poluării. Vorbim despre problemele din domeniul managementului deșeurilor și știm cu toții ultimele știri și ultimele informații privind importurile ilegale de deșeuri, dar vedem și gropile ecologice care au devenit adevărate bombe ce ne otrăvesc și aerul, ne poluează și solul și apa. Doar la Brașov pot să vă dau un exemplu de o groapă, de un depozit așa zis ecologic, care de 10 ani de zile eliberează în atmosferă liber metan, hidrogen sulfurat și alte gaze periculoase. Și asta sub ochii autorităților de mediu. Deci 10 ani de zile nu a existat nicio acțiune, nicio măsură corectivă în acest sens. Probleme similare se găsesc și la București, în cazul depozitelor de deșeuri, se găsesc și în alte orașe din țară. Dacă ne uităm la faptele care stau în spatele acestor probleme, multe dintre ele ridică suspiciuni de grupuri infracționale organizate. Multe dintre ele sunt încadrate ca infracțiuni, dar dacă vă întreb, foarte puține persoane ajung în închisori și foarte puține persoane ajung să aibă cazier penal pe astfel de probleme. Și de aceea avem nevoie de structuri specializate. Îi dau cuvântul colegului meu, Mihai Goțiu. Mulțumesc. Vreau să spun că suntem hotărâți să schimbăm România și în acest domeniu al mediului și schimbărilor climatice. Un domeniu care este destul de puțin cunoscut, din păcate, în România și vedem și în sondările europene, încă
problematica nu este înțeleasă și nu are susținere decât parțial în România comparativ cu alte țări europene. Și de aici avem și această problemă că nu se cunoaște pericolul social real al acestor infracțiuni. Dacă vorbim de tăierile ilegale de păduri, doar valoarea celor 20 de milioane de metri cubi care dispar fără acte din pădurile României anual este în jur de aproximativ 1 miliard de euro. Dacă vorbim de domeniul autorizărilor de mediu, unde de asemenea am întâlnit o amplă activitate infracțională, vorbim de proiecte care sunt de la câteva milioane de euro până la proiecte de infrastructură de sute de milioane sau miliarde de euro, și atunci înțelegem de ce se încearcă ocolirea legislației de mediu și așa destul de greu implementată după 2007, odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Din toate aceste puncte de vedere, avem nevoie de această structură specializată, o structură care să devină eficientă și care să ne aducă și pe noi în rândul țărilor europene care luptă împotriva distrugerilor de mediu, împotriva distrugerilor cauzate de efectele schimbărilor climatice. Un alt aspect legat de pericolul acesta social extrem de grav acestor fapte sunt cele legate de sănătate, pentru că avem peste 25.000 de cazuri anual care mor din cauza poluării. Gândiți-vă la cât de grav este afectat, dincolo de suferința umană care nu poate fi cuantificată financiar, cât de grav este afectat bugetul de sănătate din cauza acestor probleme. Și atunci devine evident faptul că fără o structură specializată, fără o voință clară, și sper ca și celelalte partide să susțină demersul nostru, nu putem stopa această infracționalitate din domeniul mediului. O să-i rog și pe ceilalți colegi care au și vin din județe cu probleme majore, Dan Popescu din Suceava, unde avem probleme și cu groapa din vârful muntelui, dar și cu tăieri ilegale de păduri, care nu sunt în mare măsură încă controlate, sau Cornel Zaina din zona gropelor de gunoi din jurul Bucureștiului. Mulțumesc. Bineînțeles, acest demers vine ca urmare a mai multor luni și ani de zile de muncă în teren, vizite de lucru, colegii mei din comisiile de specialitate, dar și eu în calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură și Silvicultură, am participat la mai multe discuții cu organele și cu autoritățile abilitate din teritoriu. Mă refer aici și în județul Suceava, unde într-adevăr ne confruntăm cu foarte mari probleme în domeniul defrișărilor ilegale. Este foarte important de subliniat că acest proiect caută susținători și în rândul altor partide politice și ne bazăm pe acest fapt, pentru că am ajuns într-un moment cu adevărat critic, atât pentru zona forestieră, cât și pentru zona de mediu. Cum a spus și colegul meu, în județul Suceava, în pasul Mestecăniș, ne paște pericolul deschiderii unei gropi de gunoi care practic va prelua foarte mare parte din această poluare și ne va duce atât economic cât și din punct de vedere al calității mediului într-o zonă nefavorabilă. Îl las și pe colegul meu să spună câteva cuvinte. Bună ziua! Am luat această decizie să înființăm această structură deoarece așa efectiv nu se mai poate. Gândiți-vă că în 30 de ani s-a tăiat lemn în România cât să mobilăm fiecare gospodărie din această țară. Ce au făcut partidele de până acum? Au protejat această mafie. PSD-ul, prin vocea doamnei Pană, a spus că ceea ce a descoperit IFN-ul este greșit, a contestat acele cifre privind tăierile ilegale. Ce a făcut cei de la PNL după ce a apărut documentarul cu Recorder? S-a dus în alt județ să investigheze alte cazuri, ocolind județul Suceava. În Ilfov este o situație dezastruoasă legată de problemele de mediu. Calitatea aerului este foarte proastă, suntem intoxicați în fiecare zi cu mirosuri pestilențiale de la gropile de gunoi. Apele din jur sunt otrăvite, există cartiere întregi rezidențiale care deversă toate acele ape uzate direct în lacurile și în apele din jur. În ceea ce privește deșeurile, există peste tot deșeuri municipale sau deșeuri din construcții abandonate pe terenuri. Este o situație dezastruoasă, aceste lucruri trebuie să înceteze. Noi, ca politicieni, trebuie să muncim în fiecare zi pentru a construi un viitor mai bun copiilor noștri. Dacă nu facem acest lucru, dacă nu oprim această poluare,
vom lăsa moștenire o țară aflată într-un veritabil dezastru ecologic. Vă mulțumesc!